numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos în mijlocul nostru, bisfedincioși, în fiecare zi, în calendarul bisericii noastre, în calendarul bisericii ortodoxe, cinstim cel puțin un sfânt a cărui viață o cunoaștem, a cărui sfințenie ne îndeamnă și pe noi să ne ridicăm de la cele pământești la cele cerești. În fiecare zi, cei care avem și aveți icoane în casă, priviți chipul unui sfânt, poate chiar al numelui pe care îl purtați fiecare dintre dumneavoastră sau un sfânt drag dumneavoastră. Iată că azi, în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, Biserica drept măritoarei cinstește pe toți sfinții. Așa după cum ați auzit și la slujba utreniei, atât de frumos se spune: patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, mărturisitori, mucenici, pusnici, evangheliști, cuvioși, cuvioase, martiri. Iată cum biserica, care s-a întemeiat pe jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, cum biserica a dat lumii sfinți, oameni asemenea nouă, cu trup și suflet, oameni asemenea nouă cu păcate, oameni asemenea nouă cu familii, oameni asemenea nouă cu muncă, cu trudă. Dar iată că aceștia au ales fiecare calea de a urca la Dumnezeu. Unii mărturisind pe Iisus Hristos cel răstignit și înviat, chiar dându-și viața pentru El. Și aceștia au fost martirii, mucenicii. Și avem aici pictați pe Sfântul Gheorghe și pe Sfântul Dimitrie, martiri care și-au dat viața pentru Domnul Hristos. Avem apoi sfinți mărturisitori, cei care au mărturisit prin viața lor, dar mai ales prin faptele lor, prin acțiunile lor, prin construcțiile lor, au mărturisit pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și avem pictați aici în biserică pe Sfinții Împărați Constantin și pe mama sa Elena. Avem, bineînțeles, și sfinți care au tămăduit, care au vindecat, care au adus tămăduire și sănătate trupească și sufletească atâtor oameni. Și numim pe aceștia doctori fără de arginți: Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon. Și avem pictați aici, în partea dumneavoastră, sub a patra cupoletă, sub al patrulea arc, pe Sfinții Cosma și Damian. Avem apoi pictați în biserică și cuvioase, femei asemenea dumneavoastră, care au luptat cu patimile, au luptat cu poftele și cu toate ispitele vieții în care au trăit și au ajuns să se roage.
atât de frumos lui Dumnezeu, încât unele dintre ele, când se rugau, se ridicau, se despărțea trupul de pământ, se ridica trupul de la pământ. Și aceasta este una dintre cele mai mari sfinte ale bisericii, Maria Egipteanca, care este pictată aici la intrare în biserică. Dar le avem pictate și pe sfintele Parascheva, cuvioasă, și pe Sfânta Teodora de la Sihla. Iar aici, în colț, o avem pictată lângă sfinții originari din Franța și pe Sfânta Genoveva, ocrotitoarea Parisului. O avem pictată și pe Sfânta Genoveva, cea care este atât de apropiată celor cu multă credință, dar și pe Sfânta Ecaterina, cea care, iată, la peste 5.000 de kilometri de aici, s-a învrednicit să-și dea viața în mâinile mii, aici în biserică, sub acest cafas pe care dumneavoastră îl vedeți, este împărțit cafasul în patru părți. Într-o parte, acolo, chiar în spate, în fața mea și în spate, sub cafas, sunt pictate sfinte, cuvioase. Este pictată și soția lui Traian, care a ajuns sfântă. Este pictată și Sfânta Camelia. Sunt pictate cuvioase despre ale căror viață poate mulți dintre dumneavoastră nu cunoașteți nimic. Însă doar văzându-le chipul, ne dau și nouă îndrăsneală către Hristos. Îi avem pictați aici, apoi mai în față, pe cuvioși, ca Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, Sfântul Cuvios Siloan Atonitul. Avem pictați grupuri de câte 12 sfinți și sfinte. Avem acolo în spate apoi pictați mucenici, cei care și-au dat viața pentru Hristos. Avem pictați ierarhi, aici mai în față, sub cafas, ierarhi care nu vin doar din România sau din Franța sau din Anglia, ci sfinții nu au naționalitate. Și am pictat sfinți reprezentativi, sfinți ierarhi reprezentativi din toate țările mitropoliei noastre. Bineînțeles, îi avem apoi pictați la loc de cinste pe Sfântul Antonie cel Mare, Mare Sfânt al Bisericii, Sfântul Paisie cel Mare, pe care l-am sărbătorit zilele acestea, pe Sfântul Macarie cel Mare, pe Sfântul Atanasie Atonitul, pe acești stâlpi pe care dumneavoastră îi vedeți, pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și pe Sfântul Efrem Sirul, iar pe dungile de la biserică observați anumite texte, anumite cuvinte îndrumări și le numim noi pe acestea fericirile Sfântului Efrem Sirul și le puteți citi sau astăzi sau zilele următoare să vedeți cât de frumoase sunt. Avem pictați și pe Sfântul Benedict de Nursia, un mare sfânt, dar și pe Sfântul ocrotitor al părții de vest a Parisului, Saint-Cloud. După cum dumneavoastră știți, după zona, să știți că a trăit aici și este cinstit și va fi cinstit în regiunea pariziană împreună cu parohia de la Louvain pe data de 4 septembrie, când se organizează pelerinaj. Avem apoi aici Sfântul Cuvios Ioan Casian, ocrotitorul eparhiei noastre, originar din Dobrogea de azi, dar cel care a fost și în Țara Sfântă și care este numit tatăl monahismului occidental, al călugărilor
care au trăit în Occident. Apoi continuăm și nu am luat sfinții în ordinea importanței lor. Continuăm apoi aici cu sfinții trei erari, Vasile, Grigore și Ioan, care sunt ocrotitori ai parohiei acesteia. Îi avem ocrotitori apoi și pe Sfântul Ioan Maximovici, care a trăit și aici la Paris câțiva ani și a fost ierar. Și când împărtășea și slujea Sfântul Ioan Maximovici, sute de oameni se împărtășau și slujba se termina după amiază și imediat începea vecernia. Sfântul Luca al Crimeii, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Nectarie din Eghina, Sfântul Grigore Palama, Sfântul Evgenie, Sfântul Ambrozie și apoi Sfântul Silvestru. Iar apoi avem pictați aici la intrare în biserică, tot în aceste arce deosebit de frumoase, șase sfinți de aici, din Franța. Sfântul Saint-Denis, Sfântul Denis, Sfântul German al Oxerului, avem pe Sfântul Chesarie, avem apoi pictați și sfinți șase mari erari de la noi din țară, pe partea stângă și pe partea dreaptă, de origine din Franța și de origine din, adică erari care au slujit și la noi în țară, pentru că l-avem pictat pe Sfântul Antimi Virianul, care nu este născut în România, dar a slujit ca nimeni altul și a pus bazele tiparului în țara noastră și a tipărit atâtea cărți. Sfântul Ierarh Mitropolit Andrei Șaguna, Sfântul Iosif Ocrotitorul Banatica și pe Sfântul Varlaam. Am pictat peste 40 de sfinți ierarhi în această biserică, mai ales și în altar pe sfinții trei ierarhi, pe Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei, pe Sfântul Spiridon al Trimitundei, pe Sfântul Irineu de Lyon și sfinții trei erari. Iar apoi, la intrare, lângă cele două uși, sunt pictați arhidiaconii Ștefan, întâiul mucenic, și arhidiaconul Laurențiu. Iată, aici, nu în ultimul rând, așa lângă stâlpul acesta, vedeți un soldat, Eustachie, care a jertfit viața și a dat viața împreună cu copiii lui, lui Dumnezeu, mărturisindu-l. Le aveți apoi deasupra capitelurilor, pe femeile mironosițe, câteva, pe Sfânta Salomea, pe Sfânta Maria Magdalena și pe Sfânta Mironosiță Ioana, pe care o și sărbătorim astăzi. Iar apoi, în partea cealaltă, deasupra capitelurilor, avem pe Sfântul Mucenic și Ierarh Zaheu. Mulți dintre dumneavoastră cred că nici nu știți lucrul acesta, că el, deși a fost mare vameș și mare păcătos, și-a întors viața de la păcat spre Dumnezeu și a devenit ierar și apoi a murit ca mucenic. Avem în biserica aceasta peste 700 de chipuri de sfinți. Avem și pe cupola principală, pe cei 12 apostoli, pe cei 4 evangheliști și 4 mari proroci. Iar în toată biserica, acolo la etaj, în cafas, sunt pictați și sfinți care au ajuns la acest dar din partea lui Dumnezeu, unii chiar la o vârstă fragedă, încă din pruncie. Am pictat și pe Sfântul și Patriarhul Iosif, pe sfinții trei tineri din Babilon. Am pictat pe sfinți a căror
viață ne impresionează, mai ales dacă reușim să le dăm copiilor noștri să citească încă de mici. Și la sfârșitul Sfintei Liturghii îi vom premia și pe copilașii din parohia aceasta care au participat la școala pe care noi o organizăm încă din 2008, la școala care și în anul acesta s-a desfășurat, și le vom dărui cărți cu viețile sfinților, tocmai pentru a le trezi interesul și dragostea față de sfințenie. Dar nu în ultimul rând, o amintim pe Maica Domnului, cea mai strălucită decât soarele, așa cum spunem noi, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită decât serafimii, cea mai luminoasă decât soarele, și-l amintim, bineînțeles, și pe Sfântul Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Atât de drag nouă și parohie acesteia, și iată împreună am reușit un număr de peste 200 de credincioși ieri, după amiază, să mergem să ne închinăm moaștelor capului Sfântului Ioan Botezătorul în Măreața Catedrală de la Amiens, unde am săvârșit un imn acatist. A fost un moment deosebit, diferit de ceilalți ani, pentru că am avut noi 2 ore, noi creștini ortodoxi, am fost întâmpinați cum se cuvine și am reușit împreună cu parohia de la Lille, unde slujește Părintele Ioan Mera, să ne bucurăm de acest moment și de sfințenia acestui mare bărbat care a fost și este și va fi Sfântul Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Este duminica tuturor sfinților, este duminica a noastră, a tuturor celor care căutăm sfințenia, mergând la biserică, spălându-ne păcatele și căutând să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Spovedania și împărtășania ne ajută pe fiecare dintre noi să ne sfințim, să ne curățim, să ne spălăm și să ne ridicăm din moarte la viață. Dar să ne gândim fiecare dintre noi care este efortul nostru personal pentru mântuirea noastră. Ce facem noi ca să ne mântuim? După ce ne spovedim, continuăm să repetăm aceleași păcate? După ce ne spovedim și primim iertare și ne spovedim cu multe lacrimi și multă părere de rău, oare rămânem noi în aceeași stare sau ne îndreptăm? Ne ridicăm privirea și spunem: nu mai vreau, Doamne, niciodată să săvârșesc acest păcat și mă rog pentru lucrul acesta și insist și cer lui Dumnezeu și sfinților să mă ajute. Iată ce frumos spunem noi într-una din cântări: Doamne, de nu am avea pe sfinții Tăi și milostivirea Sa, milostivindu-se spre noi, cum am îndrăznit noi? De n-am avea pe sfinți rugători, cum am îndrăznit noi să ridicăm ochii către Dumnezeu? De aceea, în casele dumneavoastră, în casele noastre, cele mai mari podoabe nu sunt aurul sau paharele de porțelan sau farfuriile de porțelan sau de cristal sau mai știu eu, sau marmura. Nu acestea sunt, sau cele mai frumoase perdele, nu acestea sunt, ci cele mai frumoase podoabe pe care un om le are în propria casă sunt copiii, sunt cei care, cărora Hristos le spune: veniți la mine, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că asemenea lor este împărăția cerurilor. Și noi suntem chemați să fim asemenea copiilor. Cele mai frumoase lucruri pe care le avem în casele noastre sunt icoanele. Scoateți icoanele și le puneți în casele dumneavoastră, pentru ca pruncii noștri ai dumneavoastră să se joace cu sfinții,
să se joace cu icoanele, să le strângă în brață, să se pună pe covor și să vorbească cu Sfântul Vasile sau cu Sfântul Gheorghe sau cu Sfântul Ioan sau cu Sfântul Nicolae, să spună: Sfântule, uite, îi auzi pe părinții mei cum se ceartă, eu sunt singur aici, te rog, ajută-mă să vedeți ce miracole și minuni se întâmplă. Dar puneți icoanele, dați-le copiilor dumneavoastră ca cele mai valoroase lucruri pe care dumneavoastră le aveți în casă. Și revin să ne întoarcem fiecare de la faptele noastre, ne spovedim repetat o dată pe lună, dar să ne și întoarcem cu multă hotărâre de la viața păcătoasă la o viață curată, la o viață sfântă, la o viață pe care și sfinții pe care noi îi cinstim au ales să o îmbrățișeze. Doamne, de n-am avea pe sfinții Tăi rugători, mă gândeam azi noapte ce mare dar avem noi creștinii, ortodoxi creștinii, că avem sfinți, avem exemple, avem modele de urmat. Putem alege orice model pe care îl avem în biserică sau în casele dumneavoastră și să-i citim viața și să-i urmăm viața, lepădând toate. Sfântul Ignatie Teoforul, un mare sfânt al bisericii, care și-a dat viața în mâinile lui Dumnezeu, rupt fiind în bucăți de lei și este pictat în biserică. Sfântul mare mucenic Mina, mare ajutător. Și de aceea închei cuvântul din această zi atât de frumoasă, îndemnându-vă să fiți lumină lumii și să fiți următori ai sfinților. Să urcăm la Dumnezeu iubind pe sfinți. Așa cum spune evanghelistul Matei, în Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi: dacă va mărturisi pentru mine, despre mine cineva, și eu voi mărturisi despre el. Dacă cineva se va lepăda de mine, și eu mă voi lepăda de el. Ce înseamnă? Că ori de câte ori avem ocazia și ne amintim să ne semnăm cu semnul Sfintei Cruci, și la muncă, și când începem să mâncăm, și când ne întoarcem acasă, sau când impunem pe copilaș la somn, pentru că semnul crucii, cuvântul crucii, pentru cei care nu cred, este nebunie, dar pentru noi cei care credem, este puterea lui Dumnezeu. Vă mai spun o întâmplare, le-am spus-o și ieri celor care au fost în pelerinaj. Atât de mult noi, părinții, le atragem atenția copiilor noștri. Să ai grijă, să ai grijă ce vorbești, să ai grijă pe unde mergi, să ai grijă cum te îmbraci. Le spunem, nu, lucrul acesta? Și pe unde îți îndrepți pașii. Te rog să ai grijă să nu mă faci de rușine. Și-a răspuns copilul: tată, eu pe urmele tale calc, pe urmele tale umblu, după tine pe urmele tale vin și eu. Deci, dacă noi călcăm și mergem înspre biserică, și copiii noștri vor merge spre biserică. Dacă noi vom merge înspre lucruri rele, rușinoase, atunci să nu ne mirăm că și pruncii noștri fac același lucru. Deci, fiți lumină copiilor, să fim lumină copiilor noștri. Amin.